Și acum o să ne mișcăm un pic către partea mai juridică a acestei seri și am să invit să ia cuvântul pe doamna Ramona Bulcu, procuror, reprezentant al Procuraturii Generale de pe Înalta Curte de Casație. Stimați invitați, onorat auditoriu, îmi revine plăcuta misiune de a mă afla astăzi în mijlocul dumneavoastră la acest eveniment devenit deja o tradiție în lumea medierii. Doresc pe această cale să adresez mulțumiri din partea domnului Dimitrie Bogdan Licu, procurorul ad interim al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care practic nu a putut să vină personal la acest eveniment, dat fiind agenda foarte încărcată pe care o are în această perioadă în care se află la conducerea instituției, însă, pentru a sublinia importanța pe care o acordă atât medierii cât și dumneavoastră mediatorilor, m-a desemnat să particip la acest eveniment și datorită faptului că sunt și eu un mediator, chiar dacă suspendat la acest moment, și de asemenea, așa cum o știu, un susținător care chiar crede în mediere și nu de acum, ci de cândva de pe la 2007, când am urmat cursul de mediator și dacă la momentul acesta eu știu despre ce este vorba, la acel moment m-a convins tot un olandez, cel care practic este președintele filiale ONG-ului din Olanda care are acest curs în România, pe care eu l-am parcurs în 2007, se numește Edumont, probabil că este cunoscută denumirea domnului consul, și de atunci am fost în continuare atrasă de această problematică, astfel că am reușit și să-i convinc pe mai mulți colegi de-ai mei că este importantă pentru noi medierea, pentru societate, și practic la momentul în care anul acesta instituția noastră a semnat un nou protocol de colaborare cu Consiliul de Mediere, mai exact la 11 ianuarie 2016. Principalul obiectiv a fost acela de a crea bune practici în aplicarea dispozițiilor legale privind medierea penală. Deci, mesajul pe care vreau să vi-l transmit este că și colegii mei procurorii iau foarte în serios și se apleacă din ce în ce mai mult spre această cale amiabilă de soluționare a litigiilor pentru a vedea în ce măsură pot apela și îndruma părțile, fapt care, așa cum spunea domnul prim-adjunct al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, la recenta conferință la care a participat și personal fiind în București și a putut să ajungă, a declarat foarte sincer la fel. Eu cred în mediere și acest mesaj a fost perceput de mediator ca un semnal că, într-adevăr, lucrurile se vor mișca și mai mult și din partea procurorilor și, de asemenea, un studiu relevant realizat de un grup de cercetători, dintre care doi mediatori, studiu intitulat Medierea în domeniul penal în România, realizat în 2013 și în care, prin chestionar online, care a fost completat de colegii mei procurori, un procent de 73% dintre ei au afirmat că, practic, medierea este considerată un instrument viabil. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, urez în continuare mult succes acestei cale și dumneavoastră multă baftă în activitatea pe care o desfășurați și să nu uitați sfatul meu pe care vi-l spun cu fiecare ocazie, să apelați cât mai mult la mass media, pentru că este cel mai bun canal pentru a vă face mai cunoscuți, mai credibili și mai ușor de găsit. Vă urez o seară frumoasă! Ramona, de fiecare dată când vorbește despre mediere, îi se umezesc ochii și este plină de emoție, în condițiile în care este procuror și este purtător de cuvânt al Procuraturii Generale. Mulțumim frumos, Ramona! Probabil că nu știu care tip adevărat te emoționează foarte tare. Mulțumesc!